fost pentru dumneavoastră păunicii, bobocei celor de la Păunași, din comuna Podor. Acum avem o surpriză chiar și pentru mine a fost, când am reușit să avem un astfel de ansamblu la noi prezent. Meritul principal, să știți că l-are doamna Alina Muncilă, cea care se ocupă de ansamblu Păunicii și Păunașii, datorită doamnei avem acest ansamblu prezent. Este vorba despre un grup de la Casa Raională de Cultură Cantemir, din orașul Cantemir, Nicolae Sulac, văd aici că scrie. Așa. Și prin Nicolae Sulac? Cine sunt părinte? Așa, și ieri, fiind în juriu, am fost 14 jurați acolo și la sfârșit, când s-au adunat toate notele, a ieșit și un trofeu. Adică cel mai bun ansamblu prezent în această ediție la festival. Și avem bucuria de a vă prezenta cel mai bun ansamblu de la Festivalul de Tradiții și Obiceiuri de la Poduri. Doamne ajută, stimată gazdă, preacucernici preoți, stimați invitați, ne-am adunat în această zi pentru a ajuta cele două fetițe care se luptă cu o boală crâncenă, o boală grea, și fie ca Dumnezeu să potolească durerea, cea trupească, cât și cea sufletească. Noi, un grup de cultură din Republica Moldova, orașul Cantemir, ne-am pregătit pentru a vă prezenta niște obiceiuri, niște tradiții care provin din meleagurile noastre moldovenești. Fie cu Doamne ajută și... În staul de dobitoașe, florile de măruri, Maica nu-și găsește pașe, flori de măruri. Florile de măruri și pe paie o născut, flori de măruri s-a născut pe pământ și ne-a izbăvit. Te cântăm, Te-i slăvim, Iisus, bine-ai venit. S-a născut pe-n pământ și ne-a izbăvit. Te-i cântăm, Te-i slăvim, Iisus, bine-ai venit. În noaptea rece de iarnă, florile de măruri, Maica flori de măruri.
Originară din Republica Moldova, orașul Cantemir, care ne va prezenta o piesă. Încurajați-vă, rog! Bună ziua și bine v-am găsit! Voi interpreta piesa Batistuța. Și-am luat verde cu soiot, cu soiot, mai cu
În continuare va apărea pe scenă Lavinia Petreanu, care ne va încânta cu o piesă. Bună ziua și bine v-am găsit! Voi cânta piesa Moldovioară Plai cu dor și vă invit la dans! A fost Lavinia Petreanu. Urmează să intre pe scenă Beșleaga Anastasia, care ne va cânta cu o piesă. Aplauze, vă rog! Bună seara! Mă bucur să fiu la acest frumos eveniment. Thank you.
În continuare, va intra pe scenă doamna Victoria Ramașcan cu o piesă de suflet. Vă rog să o aplaudăm. Bună seara, oamenii frumoși, la chip și la suflet. Doamne ajută în tot ce faceți. Eu o să vă cânt o colindă. Vesel fi iubit creștine, nașterea Domnului vine. Mielucel nevinovat, Hristos Marele Împărat. Astăzi spre cel nevăzut, o fecioară l-a născut. În orașul Betleem, lângă Ierusalim, pe noi să ne mântuiască, de greșeala strămoșească, să ne învețe al său grai, care-i calea către rai. Ce binele lumesc pe lângă acel ceresc, să iubim pe Dumnezeu, cât vom trăi tot mereu. Din această mândră casă, binele să nu mai iasă, și în veci fie cinstită, de Domnul blagoslovită. Vino dar, iubit creștine, să te înveselești cu mine. Veniți să cântăm frumos la nașterea lui Hristos. Veniți să cântăm frumos la nașterea lui Hristos. Felicitări, doamna Victoria Ramașcan. În continuare va intra pe scenă doamna Carp Vera. Vă rog frumos să o încurajăm cu multe aplauze. Bună ziua! Vă mulțumesc că mi-ați invitat aici la dumneavoastră în comună, sau cum se zice. Eu vreau să vă dăruim, cum să zice, săraca vecina mea. Like
Vă mulțumim frumos, doamna Gărăcan. În continuare, va intra pe scenă doamna Ana Porumbescu, care ne va cânta cu vocea ei frumoasă. Aplauze, vă rog. Bun găsit, gazdă frumoasă! Aș vrea să vă aduc gândurile mele cele mai frumoase în ajunul sărbătorilor de iarnă și am venit aici să susținem evenimentul dumneavoastră, să susținem acele două fete care au nevoie de energia noastră pozitivă și noi vrem cu toată inima să le transmitem. Voi interpreta o melodie de ascultare pentru că vreau să schimb un pic ritmul muzicii. Voi cânta o bătută ca la noi la Sud, Republica Moldova, și după o mică pauză voi reveni în scenă cu ansamblul care îl conduc, o pincuța de la noi, de la Cantemir. Vom veni cu tradiții și muzică populară. Doamne ajută! Că n-ai trăit cum